un grup de 15 persoane, preoți și doamne preotese din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, au devenit consilieri în domeniul adicțiilor. Această specializare au dobândit-o urmând cursul de formare pentru consilieri în domeniul adicțiilor, susținut de către părintele Iulian Negru și doamna preoteasă Antoaneta Negru, din cadrul centrului de formare al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Inițiativa a fost propusă de către Departamentul pentru Spitale al Episcopiei noastre și a fost binecuvântată de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, care a și participat cu un cuvânt de încurajare și de susținere la cursul de deschidere. Acest curs este acreditat de către Ministerul Muncii din România și este recunoscut în Uniunea Europeană. Cursul ne-a oferit tuturor participanților instrumentele necesare la identificarea, evaluarea și tratarea situațiilor create de diferite dependențe de alcool, de drog, de jocuri de noroc și altele. Nădăjduim că această lucrare de pionerat în domeniul adicției din episcopia noastră să fie baza unei misiuni pastorale concrete, direcționate în mod organizat către persoanele aflate în acest labirint al suferințelor care sunt dependențele de orice fel și care credem că va ajuta la ridicarea din prăpastia viciilor de tot felul a semenilor noștri. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru această lucrare. Acest curs pentru mine are o triplă valoare. O valoare care constă în faptul că am înțeles mult mai bine pe cel care este în suferință, în omul care cade în patimă. Am înțeles din ce cauză a căzut, din ce cauză rămâne în patimă și ce pot să fac eu, omenește, ca și preot, să pot să-l scot din această suferință. Pe parcursul cursului mi-am dat seama că, de fapt, cursul se referă și la mine, pentru că m-am cunoscut mult mai bine pe mine însumi pe parcursul acestei călătorii. Și nu în ultimul rând, de fapt, l-am cunoscut mult mai bine și pe Dumnezeu, un domn al bucuriei. Doamne ajută tuturor, mă bucur mult că am participat la acest curs realizat în cadrul Episcopiei Ortodoxe România Italiei. Pot să spun că este un lucru deosebit care mă ajută să mă cunosc mai bine și prin aceasta să cunosc și presemenul meu, mai ales într-o lume în care noi ca preoți suntem responsabili să îi ajutăm pe cei aflați în nevoi. Într-o lume în care sunt tot mai multe vicii și adicții, am aflat de la acest curs că independența de Dumnezeu creează dependențe de celelalte lucruri pe care omul le are la îndemână și cu care își umple sufletul, pentru că neavându-L pe Dumnezeu, în sufletul lui se creează un gol, iar acest gol trebuie umplut cu ceva. Și din păcate sunt din ce în ce mai multe obiceiuri greșite care stau la îndemâna fiecăruia. Acest curs m-a ajutat în primul rând să înțeleg cum putem depista o dependență, ce anume putem face pentru celălalt, să-l învățăm să accepte acest lucru, iar mai apoi, în pași mărunți, să ajungă de la negare până la acceptare și mai apoi la predarea voinței sale. Și cu ajutorul acestui lucru, prin predarea personală către Dumnezeu, omul să se poată încet încet ridica și restabili la valoarea sa inițială, aceea de chip al lui Dumnezeu. Mă bucur foarte mult că pe parcursul acestei luni în care am participat la curs, am reușit să vedem
foarte multe mărturii, nefiind doar un curs teoretic, ci partea practică a acestui curs chiar a avut un mare impact asupra mea și văzând aceste mărturii ale oamenilor care au trecut prin dependențe deosebit de reale și grave și un efect devastator pentru ființa umană, iată, au reușit să intre în abstinență cu ajutorul consilierilor în adicții, dându-mi încrederea că și eu, la rândul meu, să pot să ajut pe cineva cu această unealtă deosebită care este învățătura pe care am dobândit-o de la acest curs. Mă bucur că am avut posibilitatea să particip și recomand acest curs oricărui preot sau și mirean, mai ales pentru că poate deschide noi căi de a aborda lupta împotriva patimilor, împotriva dependențelor și putem aduce o schimbare în viața omului. Mulțumesc!